Delincvența juvenilă, un subiect sensibil pentru că tinerii ocupă, din păcate, un loc destul de important printre infractori. Este păcat pentru că la această vârstă se conturează imaginea vieții fiecăruia. Delincvența juvenilă cuprinde toate faptele antisociale pe care le comit minorii, fie că vorbim de fapte grave, fie că vorbim de infracțiuni sau de contravenții care nu prezintă o gravitate deosebită. Chiar dacă nu foarte des întâlnite aceste cazuri, ele ridică semne de întrebare, pentru că dacă tinerii, adolescenții intră în sfera criminalității de la vârste fragede, șansele pentru noi ca societate nu sunt cele pe care ne le dorim. Prevenirea este cea mai importantă în rândul tinerilor pentru a nu ajunge delincvenții juvenili. Motivele pentru care apare această problemă sunt multiple. Sunt factori multipli, cum ar fi factori sociali, biologici, psihologici. Depinde de foarte, foarte multe lucruri la un loc. Este foarte bine să-ți ocupi timpul într-un mod productiv, da? Eficient pentru tine, și e foarte bine ca și adolescentul să aibă ocupații care îi face bine la stima de sine, la încrederea de sine, să aibă mici realizări. Una dintre greșelile adolescenților este aceea de a crede că lor nu li se poate întâmpla și că nu vor răspunde pentru faptele lor. Polițiștii vin cu sfaturi și recomandări în acest sens. Sunt unii care nu au avut niciodată contact cu poliția și au impresia că nici nu vor avea vreodată, că lor nu li se poate întâmpla așa ceva. Sunt încă mulți tineri și nu doar tineri care nu cunosc vârsta răspunderii penale. Nu știu că de la 14 ani minorii răspund penal. Sunt unii speriați pentru că nu sunt corect informați și au impresia că li se vor întâmpla lucruri foarte rele sau că drepturile le vor fi încălcate. Le-aș spune tinerilor, poate ascultă de cei care au trecut prin niște experiențe și poate o discuție cu aceștia sinceră îi va face să-și schimbe puțin viziunea asupra vieții. Consumul de alcool duce foarte des la ceartă, iar de la violență verbală până la bătaie mai este foarte puțin. O simplă palmă sau o singură lovitură pot fi de multe ori ceva mult mai grav, care pot duce chiar la moarte. În funcție de caz, pedeapsa poate fi de la 5 la 15 ani de închisoare.